acestui spațiu de interferențe conceptuale, de dorințe, de colaborare, de gândire, de exerciții de gândire, de proiectarea unor prilejuri pentru a face exerciții de gândire, ca fenomenul complexității, are ca menire principală de a expune de fiecare dată câte o temă, câte o problematică, pe un spectru cât mai larg, spre disperarea unora care vor să găsească acțiuni concrete, imediate. Noi, din păcate, le oferim așa un evantai de mare încât client de motor și de rută, bun, și eu acum ce fac? Nu, acum încep să meditezi ce ți-ai dori, astfel încât să poți să intri cu sufletul și mintea împreună la o temă. Deci, obiectivul fundamental este să încercăm să ne adunăm pe o temă care o simțim și să creăm colective multi-transdisciplinare, pentru că avem niște probleme care să reprezinte ceva. Și, în special, țineți minte, data trecută am făcut o prezentare generală a tematicilor în care, de cercetare pe care ne-am propus, în care problematica legată de România, rolul României, ce am putea face? Că de plâns ne-am plâns, m-am săturat unde mă plimb, unde aud numai despre ce procărie în România și toată lumea ne-aș dori un singur lucru. Cei care vorbesc așa despre România, să plece un pic de sănătate. Dacă tot e mai bine, să duc acolo unde e bine, unde crede că e bine, dar să mai vorbească de rău spațiul ăsta. Avem păcate, avem probleme, dar avem și niște deschideri. Rolul respectiv este să încercăm să facem, și aici mă bucur că avem o prietenă bună alături care am preluat ideea și am și brodat pe lângă ea, că nu putem face o țară modernă, că nu avem cum. Există să pui un brand și să o bagi în piața mondială, este o problemă de cu tot altă factură. Dar să facem un model de țară, cred că aș fi interesant. Economia poate să fie un model de economie pentru un model de țară se compune a societății cunoașterii. Societatea cunoașterii este o etapă care valorifică societatea informațională, capacitatea de comunicare, modul de dialog, de schimburi între discipline, de abordare multi- și transdisciplinară. Deci, cumva, în retorta asta ciudată între Orient și Occident, am putea să ne găsim ca rol, și anume, acele politici de străpungere care să genereze un model de țară. Dar un model de țară cantonată în ceea ce o să avem astăzi și o să aflăm astăzi, în ceea ce se numește societatea conștiinței. Vă spuneam, de-a lungul timpului, că am avut șansa să fiu cumva foarte aproape de Mihai Drăgănescu, pentru că predam în Politehnică încă din 78, între 78 și 90, am fost în Politehnică și am predat la Facultatea de Electronică, în principiu, permanent pe lângă Drăgănescu. Deci am cunoscut din aproape ideea de ortofizică, atmosfera pe care o are, tot ce gândește acest om într-o viziune extrem de deosebită. Am absorbit-o, o să discutăm, poate de multe ori, merită discutată. Noi, ca spunea despre Drăgănescu, că ar trebui să avem grijă că este, în timp ar trebui să vorbim despre cum vorbim despre Newton. Pentru că acea viziune structural-fenomenologică pe care a definit-o în ortofizică e capabilă să creeze o punte între știință, spiritualitate, mult peste medie. Și a definit, și a scris, și a construit, cam cu 10 ani înaintea oricărui om care acum este la modă în internațional, legat de această viziune de integrare informațională, structural, fenomenologică. Dar ultima de carte este Societatea Conștiinței, ca fiind singura societate stabilă, cu o autodezvoltare durabilă, principial, prin însăși faptul că ajunge prin Societatea Conștiinței, care e etapă preliminară, să înțeleagă realitatea și legătura dintre viu și neviu, să înțeleagă elementele care definesc, în principiu, viața la palier de conștiință. Și atunci, Societatea Conștiinței ar fi un model. Ultima lui carte se numește Societatea Conștiinței. Despre această Societatea Conștiinței se va vorbi astăzi. Avem o tripletă foarte deosebită. Mă bucur, în primul rând, pentru cei doi care se află aici, dar o să-l invit pe domnul profesor Tașnadi să vină și dânsul aici, lângă ei, și voi da microfonul pentru a ne contura, pentru că un pic de foresight, un pic de viziune, ca să știm cam către ce să ne îndreptăm, ar putea să fie, nu izolat, sociologie sau economie sau inginerie, ci întâi o viziune de ansamblu. Și eu cred că această societate a conștiinței poate să fie o viziune de ansamblu pe care să o analizăm, să o vedem, să o upgradăm, dacă e nevoie, și pe aceea să o internalizăm ca atitudine pe care să o avem în centrul de studii complex, astfel încât orice fel de activitate care o facem, să fie cumva cu o intenționalitate directă de a umple această sămânță pentru altă lume, societatea conștiinței. Domnul profesor, vă rog frumos, veniți aici în mijlocul nostru. Eu zic că... Nu, mai bine. Da? Da, da, nicio problemă. Da? Ai un microfon acolo, un microfon aici.
Bună seara! Această temă vine din 2014, încă de la cafeneaua din Brăzăvești, în care adesea Florin îndemna acești tineri care eram aici, mai lipsește unul care e la medicină, ca să consideți acest trio, un economist, un politehnic, ar fi trebuit un medic. Problema centrală era pornind de la faptul că domnia a fost un fel de ucenic al academicianului de Rănescu, așa cum profesorul Constantin Popescu a fost ucenicul academicianului Nicolae Neconstantinescu. Toți am crescut în umbra unor titani în jurul Spejar, din punct de vedere al acumulării de necunoștință. Eu am acest, să spunem, privilegiu de a fi lucrat un pic cu cei doi tineri și a concentra ideile pe care doreau să le spună în această cunoscută carte, plus cele care erau spuse de Florin data trecută, primăvara noilor proiecte ale Centrului pentru Studii Complexe, era problematica care convergea aici din multe preocupări, inclusiv ce spuneam lui Florin atunci, dacă la ora actuală ar fi corectă dezvoltarea unei societăți și a demnității umane. Îndeosebi preocupările profesorului Popescu legate de ultimele cărți, Viața și Economia, respectiv Farmecoeconomie, conduce la acest lucru pe care, în final, îl realizează și trei mari mințe ale lumii, și anume Stanislav Grof, Peter Russell și Erwin Lassmann. Deci o revoluție a conștiinței, dacă se desfășoară și există, Florin spune când se va atinge o masă critică care se conducă acest lucru și toate gravitează în jurul acestei probleme. Cunoașterea împinge spre a cerceta conștiința. Am vorbit și cu domnul profesor Zăgrean, care din păcate pregătește și a început săptămâna creierului. Proiectele mari ale lumii sunt date pe cercetarea creierului în Europa, există acest proiect de 1 miliard de euro. Eu se pare că este problema cheie sau prelegerea unui fizician și se va desfăța bine, este creierul ultima frontieră. Deci trebuie să cunoaștem foarte bine aceste chestiuni. Și în final, de fapt, fie că este vorba de divinitate sau este vorba de controlul individului în fond, ne învățim în jurul conștiinței. Mi-aduc adesea aminte când Costică tot întreba: Sandule, oare de ce oamenii fac conștiință numai la nenorociri, la suferințe? Și trimite la Viktor Frankl, acolo la cartea care a scris o Viața ca optimist tragic și problemele puse sub această formă. Deci foarte multe probleme din mediul, mai ales economic și social, converg aici. Chiar întâlnirea studenților la ASE cu acel asasin economic John Perkins se povestește de schimbare, să fii tu însăși parte din schimbare și să fii legat de această conștiință. Am făcut această introducere pentru că problema, dacă ar fi să o dezvoltăm, are foarte, foarte multe ramificații în planul social-uman. Acum această carte o prezintă cei doi, respectiv Grigorescu Gabriel, de la Facultatea de Management, Academia de Studii Economice și prietenul său Răzvan de la Politehnică, ce s-a îndrăgostit de biotehnologii și probabil va explica ce este conștiința îmbunătățită, care e tendința pe inteligența artificială, ce preocupări și există vis-a-vis de biomimetică și alte lucruri legate de aceste aspecte. Păi dau microfonul celui mic, cum îi spun eu, respectiv lui Gabriel. Mă voi vedea, nu am stare să vă vedem jos. În primul rând o să spun o doamne, pentru că am de avea emoții, în al doilea rând o să spun bună seara. Și în al treilea rând o să doresc să explic puțin această prezentare, pentru că
foarte mulți dintre dumneavoastră de aici sunteți deja pe subiect și s-ar putea să pară oarecum puțin superficială, dar noi am făcut-o de așa natură încât să ne plimbăm prin diversele societăți prin care a trecut omenirea. O să punem accent pe cea în care ne aflăm astăzi și pe societatea conștiinței, acolo unde dorim și sperăm că într-un final vom ajunge. Pentru dumneavoastră, probabil că este o altă prezentare, un alt eveniment. Pentru noi este un lucru foarte special, pentru că la aproape un an și un pic, foarte mult, am ajuns de aici, de pe scaun, să prezentăm aici și totuși suntem tineri și numai în ultimele 3 zile am citit cartea asta după 4 ori, ca să reușim să înțelegem cât de cât ceva după ce am citit-o de mai multe ori înainte. Vă mulțumim pentru această oportunitate și sperăm că nu o să vă dezamăgim prea tare. Vă mulțumim! Prezentarea în această seară printr-o scurtă prezentare a unui academician Mihai Drăgănescu. Cine a fost dânsul? Unii îl consideră părintele informaticii românești. Și pe bună dreptate. A fost singurul care a reușit să transpună, să treacă prin toate științele și să le transpună sub o formă, tratând prin prisma lor, o idee filozofică de o profundă însemnătate. Domnul academician Drăgănescu a fost președintele Academiei Române între anii 1990-1994. A fost distins drept comandor al Legiunii de Onoare franceze și Ordinul Steaua României în grad de comandor, cât și de diploma meritul academic. Printre cărțile dânsului se numără Ortofizica, un foarte mare impact. Iar, cum spunea și domnul profesor Florin Munteanu, ultima carte a dânsului a fost Societatea Conștiinței. Despre ortofizică, domnul Constantin Noica spunea că este probabil ca în zilele noastre singură informatică, specialitatea domnului Drăgănescu, poate asigura unui spirit de excepție controlul spectrului cunoașterii contemporane. Poate asigura unui spirit de excepție capacitatea de a muta lumea asta într-o nouă sferă, într-o nouă înțelegere. Adevărata noutate a ortofizicii, preluată ulterior în societatea conștiinței, este conferită de faptul că acoperă științele fundamentale sub puterea unificatoare a unei autentice idei filozofice. Ce înseamnă ortofizica? La ce se referă societatea conștiinței? Domnul academician Drăgănescu susține că principala formă economică poate da numele societăților, în ordine cronologică. Și avem societatea agricolă, societatea industrială, din a doua jumătate a secolului XIX, dată de Revoluție Industrială, societatea informațională, care ușor-ușor este petrecută și putem simți asta, o putem vedea în acel social mood din jurul nostru, societatea cunoașterii, spre care tindem să ne îndreptăm, ca în esență, în final, să ajungem la societatea conștiinței. Care sunt cheile? Momentan ne aflăm între societatea informațională și societatea cunoașterii. Care sunt cheile accederii noastre către societatea conștiinței? Aceste chei ne vor fi prezentate în continuare de colegul meu, Rareș. Vreau să fac o completare. Această frumoasă prezentare aparține, să spunem, acestei societăți, Centru pentru Studii Complexe, din 2010, Insula Atlanticron, unde s-au prezentat probleme legate de aceste aspecte. Și atunci o considerăm ca origine această, încă o dată, frumoasă prezentare. Vedeți acolo cu roșu, suntem aici, adică la societatea informațională. Răzvan? Mulțumesc frumos, domnul profesor. Da, nu se pune foarte mare accent pe societatea agricolă și societatea industrială, pentru că numele le descriu destul de bine. O să trecem în schimb să vorbim puțin despre societatea informațională în care ne aflăm și, în primul rând, pentru cineva care, să spunem că aude pentru prima dată de lucrul ăsta, ce reprezintă. În primul rând, când m-am gândit la societatea informațională și după ce am citit, mi-am format o opinie, dar cum a spus și colegul tău, bun, ce transferăm noi? Ce avem noi? Informații. Dăm informații, cumpărăm informații, facem comerț cu informații și așa mai departe. Cam acest lucru reprezintă societatea informațională.
De ce avem nevoie de informații și plus încă ceva să accedem mai departe, vom vedea în slide-urile ce urmează, dar trebuie să înțelegem că fără această societate informațională, fără această bază, nu putem să accedem nicăieri. Fără informații pe care mai departe să le prelucrăm, nu putem să ajungem nici măcar la o societate a cunoașterii egală numită la o societate a conștiinței. Deci, această societate în care ne aflăm astăzi, această informațională, este foarte importantă și mulți susțin că a apărut și s-a dezvoltat foarte, foarte mult atunci când a apărut internetul. Atunci când informațiile au călătorit dintr-o parte în alta globului în mai puțin de o secundă. Dar eu sunt de părere și opinia mea personală este că societatea informațională a început cam atunci când s-a terminat Revoluția Industrială. Bă, este opinia mea. Bun. De ce societatea informațională, v-am spus? Pentru că este pragul de plecare. Este... Gândiți-vă că ați încercat să urcați pe o scară și ați avea o treaptă undeva la nivelul pieptului. Ar fi foarte greu fără ceva, fără alte câteva trepte pe care să urcați până să ajungeți la acea treaptă. Gândire. Ok. Gândire. Da, gândirea este un element absolut necesar ca noi să reușim să plecăm de la societatea informațională și să încercăm să ajungem la o societate a cunoașterii. Sincer, am încercat să caut o definiție a gândirii, am încercat să înțeleg gândirea, având în vedere că acest element îi stresează pe foarte mulți oameni, ca să spun așa, încă din antichitate, nici măcar în ziua de astăzi nu putem să spunem gândirea este acest lucru. Da, putem spune că este o cugetare, putem spune că analizăm informațiile pe care le privim spre găsirea, nu știu, de noi metode, de noi tehnici, de noi tehnologii și așa mai departe. Dar eu unul simt că nu, asta este toată gândirea și, apropo de gândire și de un sentiment divin care intervine, domnul Dăvărescu vorbește foarte frumos în carte. Bun, asta este o formulă care trebuie să apară. Da, asta e formula cu care trebuie să ajungem noi de la societatea informațională la societatea